Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi avem un clipuleț cu produse terminate pentru luna noiembrie. Este 1 decembrie când filmez acest clipuleț și vreau să doresc tuturor românilor de peste prut multă sănătate, pace și prosperitate. Și vă doresc să fiți mereu uniți de noi, adică de Republica Moldova, să ne susțineți întotdeauna și să ne simțim ca frații și urmează să vă arăt produsele care le-am terminat în luna noiembrie. La început vă arăt acest pachet de șervețele uscate pe care eu le folosesc cel mai des în ultimul timp. Este de 3 straturi, 90 de bucăți, îmi plac foarte mult. Îmi plac acestea cu 3 straturi și cred că pe viitor doar pe acestea le voi cumpăra. Următorul este Corega, pasteluțele efervescente, care v-am mai arătat și în alte clipulețe, eu le cumpăr acestea, vedeți și prețul, sunt 97 de lei. Am mai terminat și acest recipient de absorbante zilnice de la Cotex, au fost 56 de bucăți, două picăture, sunt cele normale, a costat 48 de lei, îmi plac, la sigur că le voi cumpăra pe viitor. Am mai uh, cumpărat acest uh, Airwick și vreau să vă arăt uh, cutiuța, fiindcă o voi arunca. Desigur că aparatul rămâne, a costat 140 de lei și a fost cu, și este la moment, cu măr și scorțișoară. Îmi place foarte mult mirosul și sper că când se va termina acest eruic să găsesc rezerva pe acest miros. Îmi place extraordinar de mult, mai ales acum perioada aceasta de iarnă. Am mai uh terminat și un balsam de rufe de la Semana Extra Fresh Violet Kiss 58 de spălări. A avut 1 litru 450 de ml. Mi-a plăcut foarte mult, mirosul persistă pe rufe după ce chiar și după ce se usucă. Îmi place foarte mult și la sigur pe viitor îl voi recumpara. Un alt produs pe care l-am terminat pentru case este acest săpun lichid. Este o rezervă de la Nidra, sapone late hidratante cu proteine de lapte. A avut un litru, îmi place foarte mult și mirosul și consistența. Este ok, la sigur că îl voi recumpăra dacă îl voi găsi la reduceri. Următorul produs sunt Cervețelele umede pe care voi știți că eu le recumpăr de câte ori am ocazia, sunt ok, sunt micuțe, dar îmi plac și le recumpăr de fiecare dată când merg în magazin. Mi-am pus punguța mai aproape ca să pot scoate produsele să vă le arăt. Am terminat și acest, această cremă de ochi de la Evelyn Cosmetic Bio Hyaluron Expert. Este și pentru zi și pentru noapte. A avut 20 de ml. Destul de ok. Eu v-am zis că mă fac foarte bine cu produsele de la... Dar nu este în cutiuță. Cred că am pus aparte recipientul. Îmi plac și mă împac foarte mult cu produsele de la Evelyn Cosmetic, atât cele de machiaj cât și de skincare Următorul produs este, nu este terminat, dar la arunc. Este un, o acetonă pentru unghii, dar am mai rămas puțin. Îmi place recipientul că este cu pompiță și este foarte comod, dar a rămas foarte puțin și am încercat să-l folosesc pentru a-mi scoate oja de pe unghii și chiar nu, nu face nicio treabă. Cred că i-a trecut timpul lui un alt pachet de șervețele umede terminat este acesta de la Bebelino cu aloe vera, șervețelele umede pentru copii, mi-au plăcut foarte mult și acestea, mă bucur că le-am avut și le-am terminat. Am mai terminat și acest toner de la Oriflame din gama Love Nature cu aloe vera și apă de cocos. Mă împac foarte bine cu aceste tonere de la Oriflame, anume din gama aceasta Love Nature. La sigur că le vor recumpăra și pe viitor, a avut 150 de ml, mă ține cât de cât. Mai avem aici încă un recipient de la șervețelele cosmetice, ăsta au fost la fel 3 straturi, 90 de bucăți, aceeași calitate, foarte bune. Mai am aici o mască de păr terminată, este de la Faberlic din gama Botanica, este cu Așa, brusture și rodie, cred că. Nu este un recipient foarte mare, este de 150 ml, dar m-a ținut foarte mult. Nu voi recumpăra aceste produse. Nu văd o mare diferență dacă o folosesc sau dacă nu. Dar fiindcă au avut un preț foarte mic, le-am cumpărat să văd dacă fac ceva pentru păr și desigur că pentru părul meu nu a făcut nimic. Am terminat și acest gel de duș de la. Oriflame din gama Scent and Moments a fost acel cu flori de migdale. A avut 250 de mililitri, mi-a plăcut foarte mult miros, îmi place și recipientul, este un recipient foarte ok, se scoate, după cum puteți vedea, cam tot produsul din el, nu ai probleme atunci când faci baie cu acest recipient, mi-a plăcut și la sigur că pe viitor, dacă îl voi mai găsi în catalogul voi recupera. Am terminat un ser de la Derma Future, este acesta concentrat anti-aging, a avut 30 de ml, l-am folosit seara, nu știu dacă am văzut vreun efect după acest ser, după ce l-am folosit. Asta este cutia și vreau să vă arăt recipientul. Ceea ce, ce mi-a plăcut la acest ser este că are un fel de recipient care se ridică în sus și scoate tot produsul. Vedeți că a rămas foarte, foarte curat recipientul. Eu nu știu dacă se poate utiliza acest, reutiliza acest recipient, dar asta îmi place foarte mult și chiar aș vrea ca și la fondurile de ten să găsesc așa recipient, să scoată tot din el. Veți auzi pe fundal fetița mea, este alături și îmi ține de companie. Am mai terminat încă un pachet de șervețele umede, acestea de la preț mic, 72 de bucăți, sunt destul de bunișoare. Mai avem aici, așa veți auzi, gălăgie. Avem aici apa de gură de la Oral-B Pro Expert, 24 de ore de protecție, 500 de ml, este o apă de gură foarte bună, nu este foarte tare mentolată ca să nu poți să, să o ții în gură atunci când faci clătituri, dar în mare parte mi-a plăcut și este destul de ok. Desigur că am recuperat o de mai multe ori și o voi recumpăra atunci când voi găsi la un preț cât de cât ok. Următorul produs, vreau să vă arăt doar ambalajul, este de la Uh, lumânare parfumată de la Bispol, cred că. A fost o lumânare parfumată cu scorțișoară și portocală. A costat 67 de lei. Recipientul o să vă l arăt cred că când se va termina până la urmă, mi-a rămas puțin. Nu zic că are un miros foarte puternic, îl simți în casă, dar ca ambalaj cum a fost această lumânare, mi-a plăcut cât de cât, dar la sigur că nu o voi recumpăra. Am consumat și această cremă de mâini de la Faberlic din gama Lovely Moments. A fost o cremă de mâini hrănitoare. Astea sunt mici la 30 de ml. Să zic că a fost atât de hidratantă, nu. Nu mi-a plăcut mirosul, a fost un miros de ceva verde. Și asta nu mi-a plăcut, dar ca cremă a fost destul de ok, doar că la sigur după 2-3 ori trebuia să uh, apliciară și această cremă. Și am găsit și uh, produsul terminat de la Evelyn Cosmetics, crema de ochi, așa arată, 20 de ml, m-a ținut ceva timp, uh, a hidratat, dar nu este ceea ce mi-am dorit eu pentru zona din jurul ochilor mei este foarte uscată, de asta și nu prea am văzut mare hidratare din partea acestei cremițe. Am terminat și un recipient de cotonete, este acesta de la IPEC, îl vedeți cam tot timpul în clipurile cu produse terminate, 120 de bucăți plus 30 cadou, îmi plac, sunt și ieftine și nu se destramă. Următorul produs este acest ulei de portocală dulce de la Botavicus. L-am cumpărat de ceva timp, a avut 10 ml și eu l-am folosit pentru casă-casă miroase. Vă zic un life hack cum s-ar zice, cum l-am folosit eu acest ulei și chiar s-a menținut foarte bine mirosul, mirosea și în baie și în casă pe o dischetă de aceasta de machiantă puneam câteva picături și plasam această dischetă undeva într-un loc unde nu prea au acces copiii și chiar dădea un miros foarte plăcut și în baie, v-am zis, și în cameră, și în camera copiilor am pus-o desigur. Următoarele produse este acest Balzam de buze de la Labelo, nu l-am terminat pe tot, mi-a ră mai rămas puțin, dar din păcate s-a sfârmat sticul și nu-mi vine bine ca să mă folosesc. S-a topit, nu știu care e problema, vedeți că nu arată cine știe ce de asta am hotărât să-l arunc. Nu a rămas atât de mult în el, dar fiindcă mai am uh, balzame de buze, am zis să-l arunc. Am uh, consumat și această mască tratament de la Glam Glow. Este o miniatură. Mi-a plăcut această mască. A fost o mască cu ceva exfoliere. Mi-a plăcut și mirosul. Am folosit-o chiar dacă este un recipient foarte mic, dar mi-a ajuns de vreo 5 ori, dacă nu mai mult, chiar mi-a ajuns. Și mă bucur foarte mult că am avut și ocazia să folosesc un produs de la Glam Glow și chiar mi-a plăcut, îmi lăsa tenul foarte neted, a fost o mască extraordinară. M-aș bucura dacă o voi primi în continuare în pachetele de la Ipsy. Încă un produs de la, din pachetele de Ipsy este acest Best Face Forward. Este un toner pentru față. A avut 20 de ml. ma ținut ceva. Să zic că o săptămână l-am folosit, dar cei drept îl foloseam doar dimineața a fost un toner cu AHA, BHA, HA și vitamina C. Este un produs corean și mi-a plăcut. La sigur că aș vrea să mi acei de la Epsi să mi l mai pun în pachetele ca să l mai folosesc. Am terminat și o din astea care sunt mai multe în cutiuța. A fost cu miros de cireșe. Nu este un miros foarte puternic, dar ca o seara sau aprins este destul de ok. Aici am o de la... Nu mai țin minte. Este cu vanilie de la Bolsius. Da, Bolsius este cu vanilie și cam așa arată. A rămas ceva pe pereți, cece ce, ce nu prea îmi place că a rămas atât de mult, dar după cum puteți vedea, fitiul gata s-a ars. Dar o încerca să scot produsul și să rămână ambalajul, fiindcă este din sticlă și chiar ar fi păcat să arunc. Da, a mirosit foarte bine vanilie față de ceea ce v-am arătat eu ambalajul de la această lunare. Aceasta cu vanilie a fost mult mai ok și la sigur că aș vrea să o recumpăr. Am mai terminat acest BB. După cum ziceam că am terminat acest BB de la Pure Lights, este un BB iluminator Radiant Glow cu SPF 30, a avut 7 ml. M-a ținut ceva timp, dar mi-a plăcut extraordinar de mult, cu toate că era chiar ca un iluminator, dar eu foloseam pudra deasupra și chiar nu rămânea atât de glow cum s-ar spune pe ten dar mi-a plăcut și mă bucur foarte mult că l-am avut. Un alt produs care, la fel din subscripția Ipsy, este acest scrub, Dr. Scrub. Mi-a plăcut și acesta foarte mult, dar pentru tenul meu cam a fost prea puternic. Cu toate că a avut particule foarte, foarte mărunte, dar pentru mine nu puteam să-l folosesc în fiecare zi. Îl foloseam de 2-3 ori pe săptămână și mi-era de ajuns. Mă bucur foarte mult că acest brand l-am descoperit și l-am folosit, pentru că este un, um, un brand curat în ingrediente. Următorul produs este acest cleanser de la Apto, la fel din Ipsy, subscripția Ipsy. Este un cleanser cu flori de portocală, da, mirosea foarte, foarte multă portocală și mi-a plăcut foarte mult, îl foloseam dimineața și ca să vă zic că este un recipient foarte mic, dar mi-a ajuns cam pe vreo săptămână și desigur m-am bucurat și de el și ultimul produs care l-am terminat în această lună este această cremiță de față de la It Cosmetics. A fost o cremă de față pentru noapte și mirosea foarte mult a lavandă. Pe mine nu mă deranjează mirosul de lavandă, că chiar a fost un miros um, foarte autentic cu, cu lavanda, nu a fost un miros uh, sintetic. Mirosea foarte, foarte puternic a lavandă. Parcă aveam, când puneam această cremiță pe față, parcă aveam pus uh, un ulei de lavandă, să zic. Simțeam. Um, Cam până dimineața acest miros de lavandă și asta nu m-a deranjat, chiar mi-a plăcut, fiindcă știți câte beneficii are lavanda pentru organismul nostru și desigur că m-am bucurat foarte mult și că am probat ceva de la acest brand It Cosmetics. Este un brand recunoscut și chiar aș zice și bine lăudat. Și cam astea sunt toate produsele terminate în această în luna trecută, că de acum suntem în luna decembrie, prima luna de iarnă. Urmează să vă arăt și alte clipuleții, desigur, pe canalul meu, dar vreau să rămâneți în continuare alături de mine și să mă susțineți cu un like și, desigur, cu o abonare.